Continuă investițiile pentru comuna Giarmata, în special pentru cartierele noi. Au ajuns bazinele pentru controlul apelor pluviale și se montează în partea de jos a cartierului Primăverii din Giarmata. După ce sistemul de colectare va fi funcțional la sfârșitul acestei veri, va fi rezolvată și cea mai mare problemă a zonei, inclusiv pentru Strada Morii, refularea apelor pluviale după fiecare ploaie mai serioasă. În paralel, se muncește pe Strada Grădinarilor, unde, într-o lună, locuitorii vor avea asfalt, accese la proprietăți și trotuare.